În primar, spuneți-ne care sunt proiectele pe care le aveți în vedere în această perioadă. Sunt câteva lucrări ca valoare foarte mare. Mă refer la finalizarea investiției privind canalizarea pe raza Comunei Mihești. În aceste zile se definitivează legăturile electrice la stațiile de pompare. Sunt 7 stații de pompare. Urmând ca să se facă vizualizarea electronică a conductelor de aducțiune către stația de epurare, s-a luat aviz de la Apele Române și de la Agenția de Protecție a Mediului pentru darea în funcțiune acestei stații de epurare. Sperăm ca cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, rețeaua de canalizare pe raza Comunei Mihești, având o lungime de 7 km, să fie funcționabilă. O altă lucrare de învergură și de importanță deosebită, până la sfârșitul tot al lunii noiembrie, se va turna covor asfaltic în satul Drăghiș pe lungimea de 2,06 km, zona Lunguri, îmbrăcăminte bituminoasă pentru a aduce un aport substanțial oamenilor în acea zonă, a crea condiții normale, decente de a locui. Iar lucrări de importanță mai mică, valoarea investiției, putem să dăm și niște cifre. Pentru Drăghici este valoarea totală a proiectului regularizare și îmbunătățirea îmbrăcăminții bituminoase, mărirea capacității portante pe lungimea de 2,06 km, o valoare de vreo 13 miliarde, iar canalizarea Mihești este valoarea totală a investiției de 51 de miliarde aproximativ. Bani primiți 80% de la bugetul de stat prin ordonanțele, hotărârea de guvern 577, actuală ordonanța 28, și restul bani de la bugetul local. Iar ca lucrări mai mărunte, în această perioadă ne aflăm în împrejmuire de teren sport. Școală Drăghici, valoare investiției de 17.000 de lei. Avem construire grup sanitar și două anexe, două încăperi în Căminul Drăghici cu o valoare de 20.000 de lei. Avem închidere teren sport, mini teren sport, școală Valea Popii, o valoare de, cred că, 8.000 de lei. Amenajare platformă betonată, o valoare de 30.000 de lei în satul Rudeni, o platformă de beton care vreau să facă accesul mai ușor persoanelor din zona respectivă. Deci, zona la, cum se spune, la Oprea Florica sau la Pătrășcani. Acestea sunt câteva din obiectivele de importanță mai mare pe care trebuie să le facem în aproximativ 2 luni de zile.